Bună seara, stimați respectatori ai televiziunii române. Pune soarele peste ziua în care am pomenit pe Sfântul Proroc Osie, am pomenit icoana Maicii Domnului Izbăvitoarea, tot în această zi aducem cinstire cinstitilor, moaștea Sfântului și dreptului Lazar și tot în această zi Sfinții Mucenici și Bunți Frați Fără de Argint, Cosma și Damian, Leontia, Antim și Evpreprie. Suntem, cum s-ar spune, așa cum a spus și aseară, în plină istorie. Nici nu puteam fi altfel din colțul acesta al Austriei, care este păstătorul colecțiilor speciale. Ce vreau să vă pun la inimă nu este atât viața Sfântului Iosie, ci povestea icoanei acesteia a Maicii Domnului Izbăvitoarea. E impresionant cum această icoană ar fi rămas ploaie necunoscută dacă în 1888, în timp ce a avut loc un tragic accident de cale ferată, familia romanilor, Alexandrovilor, de fapt, n-ar fi fost salvată prin prezența icoanei acesteia. De atunci a devenit foarte importantă. Era o icoană adusă din Muntele Athos, adusă și păstrată de ucenic în amintirea rugăciunii părintelui său duhovnicesc, a fost purtată deseori, o găsim în Sfântul Munte, din Sfântul Munte este purtată în zona Kazanului, de acolo se întoarce către Moscova, ba chiar una dintre icoanele acestea de la Moscova, la vremea când se face restaurarea ei, se ridică noua icoană și sub cea nouă se găsește pictată superbă o altă icoană a Maicii Domnului. Sigur că să prăznuiești o icoană înseamnă să cunoști destinul uman în amănunțime. Pentru că, de fapt, fiecare dintre aceste prăznuiri aduc aminte de minunile pe care le face Maica Domnului. Se numește Izbăvitoare pentru că la o vreme, când fusese atacată o parte din peninsula Atosului și parte din Grecia de lăcuste, ea vine și vindecă de pornirea aceasta a lăcustelor un stol mare de păsări venind și ridicând de jos blestemul. Cealaltă icoană a Maicii Domnului, cea veche, înnoită parcă, vine și ea și este mare salvatoare la vreme de holeră. Ce încerc să vă spun este că, în ciuda aparențelor, în transparența lumii în care trăim, e prezentă mai tot timpul Maica Domnului. Nu există un loc în care să nu vină să salveze, să nu vină să dăruiască lumii din jur bucuria aceasta de a fi părtaș la taina învierii Fiului Său prin salvarea sufletelor noastre. Cu fiecare colț din lumea în care trăim, vădim odată în plus un colț din lumea în care Maica Domnului ne stă alături. E o taină care vine de sus și trăiește în mijlocul nostru. Astăzi, în chip special, îl prăznuim și aducerea cinstitelor moaștea Sfântului și dreptului Lazar. Se afla undeva în Cipru, acolo unde murise, pus în pământ, este scos la suprafață dintr-o așezare peste care l-a pus un capac cu marmură și adus în plină cetate. Cel ce a patra zi a înviat din morți murise, dar taina lui rămăsese întreagă. Mărturie că viața și noi mergem mai departe.